De ziua copilului, Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea a pregătit o serie de manifestări dintre cele mai diverse. Momentele pregătite pentru această zi se vor desfășura în întreg orașul, astfel încât să ia parte și să se bucure de ziua lor cât mai mulți copii. Parcul Mircea cel Bătrân, în Scoarul Central, în Parcul Zăvoi, la Grădina Zoologică sau în parcarea de la Shopping City și sunt dintre cele mai diverse. Vorbim aici de întreceri sportive, de un concurs de ciclism, de spectacole de teatru, concerte, un recital Andra Gogan în centrul Râmnicului în seara zilei de sâmbătă, 1 iunie. În Parcul Zăvoi, începând cu ora 9, se va organiza o nouă ediție a concursului de ciclism pentru copii. De la ora 10 va demara Ziua Porților Deschise la Ariel. Fiind prima zi de sâmbătă din lună, între orele 11 și 14 se va desfășura o nouă ediție a târgului de adopții canine. Începând cu ora 14, tot în Parcul Mircea cel Bătrân, vor avea loc mai multe activități pentru copii. Mai avem manifestări cu multe surprize la Grădina Zoologică, pentru care primăria asigură un transport gratuit din zona nord până în Ostroveni. Plecarea cursei este la ora 9:30 din dispeceratul nord și se va desfășura pe traseul Liceul Sanitar, Spitalul Județean, Complex Traian, Sala Polivalentă, Autogara Traian, Shopping City, Maternitate, prelungirea Bulevard Tineretului, Kaufland Ostroveni, strada Nicolae Iorga, Grădina Zoologică, iar cursa de întoarcere va avea plecarea la ora 14. În centrul Râmnicului, de la ora 18:30, pe scena din Scoarul Mircea cel Bătrân, se vor derula mai multe momente artistice, spectacole de teatru și dans, printre care concertul Magia Disney al Filarmonicii Ion Dumitrescu. Tot pe 1 iunie, în cadrul acestor manifestări, putem trece și deschiderea strandului Ostroveni pentru sezonul estival curent, la aceleași tarife, dar și la aceleași condiții excelente de până acum. Am comandat și o vreme bună pentru ziua de 1 iunie, astfel încât sperăm să avem cât mai mulți copii și nu doar copii prezenți la manifestările pe care le-am pregătit cu mare drag pentru ei. În perioada 30 mai 2 iunie, în parcarea centrului comercial din nordul orașului, se va desfășura Festivalul Copiilor, constând în parc de distracții, festival gastronomic și concerte live.